să treacă... Sper, da. Stai să treacă doamna. Dăm drumul? Salut, eu sunt Andrei Crăciun, sunt... Nu e bine, zic? Salut! Eu sunt Andrei Crăciun, sunt ziarist român în viață, dacă asta poate fi numită viață. Am 33 de ani, la fel ca Domnul nostru Iisus Hristos, și vin în fața dumneavoastră din nou cu un anunț. Poate v-ați plictisit deja de aceste anunțuri. Am mai scris niște cărți. Această colecție cu care vin în fața dumneavoastră este seria de publicistică Baricadele. Baricadele 1 și Baricadele 2 deja au fost tipărite cândva, au cunoscut desigur un succes enorm. Scoatem și volumul 3 din Baricadele, pe care nu ați apucat încă să-l citiți, și va fi foarte bine. Haideți, domnul Tocilescu, vă rog, treceți prin cadru. Chestia e așa, că e o lege a lui Murphy care spune că un specialist e un om care știe din ce în ce mai multă despre din ce în ce mai puțină, până ajunge să știe totul despre nimic. Și un generalist e un om care știe din ce în ce mai puține lucruri despre din ce în ce mai multe, până când ajunge să nu mai știe nimic despre tot. Ce e foarte ciudat e că Andrei Crăciun pare să știe din ce în ce mai multe lucruri despre din ce în ce mai multe lucruri. La bătrânețe o să ajungă să știe totul despre tot. Îmi place stilul lui de a scrie și mi se pare minunat că avem un om atât de tânăr care deja are un stil modern și unic, aș putea spune. E foarte îndrăzneț în scriitură. Vorbim despre Baricadele 1 și 2, cărți citite de mine. Aștept cu nerăbdare Baricadele 3. Fiorel e scriitor. Eu sunt aici. El fiind scriitor, Andrei Crăciun a avut foarte mare încredere în el. Că nu poți să ai încredere într-un confrate. Eu practic sunt aici doar ca să-l supraveghez pe Ilișoi, să spună ce trebuie, să-l... Mă asigur că-l laudă suficient de mult. Că nu mă apuc să vorbesc despre mine. Că am ceva de spus, am o carte de lansat. Deci trebuie să-l sprijinim pe Andrei Crăciun, această încă foarte tânără speranță a literaturii române. Este cel mai bun, ceea ce poate fi găsit mai bun în scrisul la gazetă. Îl știți, el a scris foarte multe cărți, noi ne apucăm să citim cât scrie el. Și l-a scris și la gazetă când a avut serviciu. Da. Când... Și el este cel care a lansat frumoasa lozincă, sau scrisul frumoasa lozincă, Revoluția bunului scris. Și fiind vorba de revoluție, a ridicat niște baricade, care au fost numerotate inteligent, baricadele 1, 2 și 3. În total sunt 3 volume de baricade. Dar practic nu poate fi oprit din scris baricade, da. E ca Lenin, revoluția este continuă. Practic la el revoluția asta nu poate fi oprită nicicum. Pe Andrei l-am descoperit la sfatul unor prieteni care mi-au zis de el și am început să-l citesc și l-am iubit așa de la primele rânduri. Mi se pare fascinantă preocuparea asta lui pentru lucruri mărunte și nu numai și umorul cu care scrie și duioșia și tristețea. Mi se pare important să susțin apariția unei cărți pentru că sunt o iubitoare a cărții, a cărții pe care o ai în mână tipărită. Plus că pe Andrei l-am făcut de multe ori cadou. După ce am citit Baricadele, era un cadou constant pe care l-am tot făcut prietenilor mei. Salut! Eu sunt Mihai Călin, sunt actor la Teatru Național. M-am cunoscut de puțină vreme cu Andrei, l-am avut spectator la niște piese de teatru, el fiind destul de pasionat de teatru și dramaturgie, în afară de fotbal, călătorii, publicistică, poezie, etc. Pot să vă mai spun un singur lucru, îl invidiez pe Andrei pentru călătoriile lui, pentru inteligența și umorul lui și sper că acesta este începutul unei frumoase prietenii, ca în ultima replică din Casablanca. Să fim pe baricade în continuare împreună, de aceeași parte a baricadei. La prima noastră întâlnire eu aveam deja cartea lui, dar el mi-a adus o carte cu dedicație și mi-a scris Marie Obretin pentru începutul unei frumoase prietenii și a semnat astăzi și mi se pare așa frumos că ne leagă un continuu început de prietenie. Andrei găsește chestia aia care e importantă și 20 de ani mai târziu.
și cam în tot ce scrie, ma, nu cam, că vorbesc despre el, deci în tot ce scrie, fără cam, te face să crezi că subiectul ăla e foarte important. Îi găsește unghiul potrivit, e recognoscibil. Nu sunt mulți jurnaliști recognoscibili în România. Andrei Crăciun, un nume care îmi spune ceva de niște ani de zile, să spun 3 ani de zile, în urma recomandărilor unor prieteni, apoi datorită faptului că am vorbit cu el și l-am cunoscut, și 3, și nu în ultimul rând în orice caz, dar datorită faptului că am citit Baricadele. Baricadele 1 mi-a făcut apelul cu unul dintre cei mai dragi scriitori pentru mine, Egon Ervin Kiš, reporterul frenetic dintre cele două războaie, cel care, după părerea nu a mea, am citit-o, dar o agrez clar, a făcut din reportaj ramura literaturii, direcția literaturii. Dacă citiți Baricadele 1, de care vă spuneam, și apoi în continuare pe Andrei Crăciun, o să vedeți că reportajul nu înseamnă redarea unui fapt, relatarea chiar cu talent a unui fapt, ci a unui întregi conjuncturi în jur. E vorba de repere istorice, geografice, sociale, culturale, care îți dau cu adevărat informație despre ceea ce citești, plăcere literară în momentul respectiv și bucuria că ai acumulat ceva și pentru mai târziu, nu ca atunci când citești un ziar oarecare și un reportaj de ziar oarecare, ceea ce înseamnă că după ce ai preluat informația, arunci obiectul citit. Salut, sunt Liviu Mihaiu, știți voi, ăla de la Cațavencu, de la Gherila, de la Delta, în fine. Omul e un jurnalist de excepție, unul dintre cei mai talentați din generația lui. E un artist printre jurnaliști, sunt foarte puțini din specia asta rămași în presa română și știe foarte bine cu scrisul și cu dumne scrisul. Pe scurt, Baricadele 1, 2, 3 la editura Hiperliteratura, dacă veți considera și dumneavoastră de cuvință, să facem un pic de crowdfunding, să fim în avangardă, să fim pionieri, să fie bine. Întrebări din public. Baricadele au început încă de la început. Începutul este în anul 2005, de când sunt eu ziarist de presă scrisă în țara noastră și am strâns în această serie publicistică eseurile, cumva, deși nu știu dacă sunt chiar eseuri. Sunt niște texte, niște articole care au tot fost în ziarele și în revistele din ultimul deceniu și jumătate, dar niciodată împreună într-o carte. Principalul criteriu atunci când le-am ales a fost să nu fie perisabile. Sunt texte despre lucrurile care m-au interesat pe mine de-a lungul timpului, despre fapte diverse, despre teatru, despre literatură, despre sport, despre cinema, despre călătoriile mele, jurnal cubanez, chinez, chilian și altele. Să stăm pe baricade pentru Andrei Crăciun. Auziți bine sau mai tragem o dată? Nu, e no? Bine. Nu. Pune tricoul ăla să se vadă. Andrei Crăciun scrie cărți, iar reportajele lui sunt reportaje de citit și peste ani de zile. Luați cartea Baricadele 1, 2, 3 și, în general, citiți Andrei Crăciun. Sunt Andrei Ruse, editorul și directorul proiectului Hiperliteratura și mă bucur mult că Andrei Crăciun a ales să publice la noi, să vină cu Baricadele, care e un proiect pe care eu îl îndrăgesc foarte mult. Andrei Crăciun nu cred că mai are nevoie de o mare prezentare. Este un jurnalist care a ras, în primul rând, toate premiile care se puteau da pentru jurnalism. E încă foarte tânăr, a reușit multe lucruri. Sper să nu se fie stins prea devreme și să mai dea în continuare lucruri de calitate la fel de multe. Baricadele știu că e proiectul lui cel mai drag, că e cartea lui de suflet în care a adunat tot de la interviuri, articole, eseuri, călătorii. E o carte de viață, de fapt, care îți lasă așa niște experiențe sau te pune în față cu niște experiențe foarte puternice. Sperăm ca acest nou volum 3 să fie nou dintr-o serie de volume care să ajungă până la numărul 10-lor, pentru că Andrei nu se va opri din scris. Pentru Hiperliteratura, cartea lui Andrei Crăciun este, de fapt, al treilea nostru proiect de crowdfunding și
Și asta spune că noi credem foarte mult în public, credem în publicul nostru, în cititorii noștri și mai ales în publicul autorilor. Și este foarte important, atât pentru noi ca editori, dar mai ales pentru autor, să ne arate că ei vor să susțină această carte. Să ne arate că prin precomanda lor, pentru că de fapt ei oricum s-ar putea să vrea să cumpere mai încolo, vor să se implice și să participe în acest proiect. Este necesar, cred că aducem o viziune nouă și mă bucur foarte mult că, pe lângă faptul că vom publica, pe Andrei a ales și a fost de acord să meargă pe această variantă. Am început pe Hiperliteratura cu o carte de istorie, o istorie a muzicii rock, care s-a dovedit a fi o carte esențială. Am continuat cu beletristică, cu unul dintre cei mai importanți autori contemporani pe care avem, cu Octavian Suviani și romanul Casa din strada Sirenelor. Și acum cred că venim cu al treilea proiect foarte tare, unul dintre cei mai talentați jurnaliști pe care îi avem. Recomandă cartea, implică-te, dă acest mesaj mai departe sau până la urmă alege să nu faci nimic. Băgați acolo Andrei Crăciun, Hiperliteratura, și cumpărați-vă o carte a unui băiat talentat. Cred că e cea mai bună investiție la ora asta. Situația e în felul următor. Domnul Andrei Crăciun, am avut ocazia să discut cu el, au fost câteva momente în care am vorbit, m-a întrebat lucruri și mai ales m-a lăsat să povestesc lucruri. Am avut ocazia să-l și citesc câteva lucruri, prea puține. E vina mea precis, că n-am citit destul, fără îndoială. Însă aș avea nevoie, cred că mi-ar prinde mie foarte bine, strict egoist, să mai apară încă un volum și încă un volum și încă o culegere și să le în orice caz bine ne-ar prinde ele să existe, după care să-l contrazicem sau să avem altă părere sau, în fine, să-l ironizăm. Interveniți, brutal. Nu, m-ați copleșit. Iată, mă ironizează, cum face de obicei, nu-i nimic. Foarte bine, mă învață să mă apăr. De îndată ce voi avea volumele sale, baricadele, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, până la 10, atunci voi avea un material, simt așa că o să-mi construiesc un zid de apărare în jurul meu și atunci cu propriile sale arme și argumente, voi ști să mă apăr și să-l înving. Mi-aș dori foarte mult ca acest proiect să se întâmple până la capăt, să strângem banii necesari pentru a tipări baricadele. Odată pentru mine, pentru că m-ați răni enorm dacă nu ați dona, și a doua oară și pentru tânăra editură Hiperliteratura, care pornește pe un drum pe care cred că e bine să mergem cât mai mulți de acum înainte. Așa că avem nevoie de dumneavoastră din nou.